Doamnelor și domnilor, prietena noastră Roxana Gaborilescu se află tocmai în Toronto, dar asta nu înseamnă că nu era cât pacii să o pierdem și ar fi fost un lucru foarte, foarte rău. Să știi că nu dau nimănui fotografia aia pe care mi-ai trimis-o, pentru că, Doamne Dumnezeule, așa ceva rar vezi. Cum ești? Ce s-a întâmplat? Bună, sunt bine și dacă văd acum că este la mulți ani pentru a român, să știi că pot să spun la mulți ani și pentru canadieni, pentru că astăzi este ziua lor, ziua victoriei, ziua reginei, așa că e zi liberă în Canada și se bucură și canadienii cu un grătărel, cu ceva. Cât despre mine, da, acum sunt bine, slavă cerului, și îți mulțumesc că n-ai... Să știi că în exclusivitate v-am trimis vouă o fotografie așa de după, deci de după momentul în care tot mai eram, se amuza fiimea cum arăta fața mea, dar oricum... Uite, așa arată fotografia, dar ce s-a întâmplat? Cum ai ajuns în halul ăsta? Auzi, Cristi, noroc că suntem prieteni, știi ce nevoie mai am de dușmană? Halul ăsta... Băi, erai foarte frumoasă atunci, ce să spun, erai superbă. Cum ai ajuns să fii atât de superbă ca în poza asta? Așa e bine? E foarte bine, e foarte bine. A luat o măsea rasna sau, mă rog, au intrat lucruri așa pe după gingie și a început să se umple, să se umple și n-aș fi fost neapărat asta problema, deși asta e problema pentru care, da, mă vedeți așa, dar fiind aici, eu neluând deloc medicamente, știam și mi-au spus dentiștii de acasă că trebuie să iau antibiotic, numai că era seară și singurul antibiotic pe care, de fapt, mă rog, vreau să iau un antiinflamator. Și am luat un inflamator foarte puternic. N-are rost, că nu vorbim de ce medicament, cum medicament. Dar un inflamator foarte puternic. E, și corpul meu a zis, tilt, de 20 de ani îmi bagi doar plante și aia și dintr-o dată te duci în extrema cealaltă. Sau pur și simplu am și alergie la acest medicament. Slavă cerul, l-am aflat cu ocazia asta. Și era noapte, eu am zis ca să nu-l deranjez pe soțul meu, pentru că era mai răcoare, am stat undeva separat de toată lumea. Problemă, că sunt separat de toată lumea, în secunda în care s-a declanșat șocul anafilactic, am avut cum să cer ajutor nimănui. N-a fost plăcut. Deci am înțeles acum și ce înseamnă atac de panică și ce înseamnă să ți se blocheze toate reacțiile. Și da, asta mă face o mai bună terapeută, dacă vrei, în momentul ăsta, pentru că chiar știu prin ce se trece. Numai că doar Dumnezeu știe, trecut de El, că evident tot la El am apelat, că nu mai aveam nicio altă resursă. De ce a considerat să mă mai lase pe aici? Pentru că, în mod normal, dacă te uiți la ce spun medicii, trebuie băgat adrenalin în momentul ăla ca să aduci urgent la spital. Care e urgent la spital? Că nu putea să știe nimeni că eu am o problemă. Dar, în fine, ușor, ușor am ajuns dimineață și de acolo, de la dimineață, am făcut, tu știi că eu sunt terapeut în terapie emoțională, am făcut o terapie emoțională cu Paul, astfel încât să văd ce e acolo, pentru că era o credință cu culmea. Și am scos-o și ușor, ușor am luat și plantele mele ca să poată să se desumfle acum, pentru că asta pare că e acum o lună, dar nu e acum o lună, e acum 3 zile jumate. Foarte tare. Și am ajuns să fiu cât de cât normală, că nu mă pretind. Și slavă cerului am putut să-mi continui și cursurile, pentru că eu aici am venit la cursuri și chiar asta vorbeam cu prietenii mei, care le mulțumesc pentru faptul că suntem aici cu noi, s-au deschis și sufletul și casa pentru noi și evident că m-a ajutat mult să mă simt cumva în familie decât să fi fost într-un hotel, să nu știu pe unde să iau, să nu știu pe cine să sun. A fost extrem de important, apropo de comunitate și apropo de modalitatea și a noastră, a românilor și a românilor, de a ne ajuta un pic pe ceilalți. Contează enorm comunitatea. Da, am avut și eu 3 zile libere în Canada și eu alea le-am petrecut învățând ce înseamnă limitat, dacă vrei, și dintre viață și moarte, și că uneori, fără să faci ceva greșit, pentru că n-am făcut nimic greșit, poți să ajungi la acea graniță.
Și în acel moment contează încrederea, pentru mine cel puțin. Pentru mine a contat încrederea pe care o aveam în Dumnezeu. Și pur și simplu, am zis, Doamne, dacă asta a fost, well, cumva să fie mai ușor. Că, sincer, să fiu mintea care tot lucra, pentru că nu mă oprește nimeni, se gândea, aha, și acum bărbatul meu, cum o să mă aduc în țară? Păi și deja eram, eu eram cu planurile. Păi mai bine mă arde aici și mă duce, oare să-i las un mesaj să fac asta? Jur, în momentele alea care au fost, na, câteva secunde, eu deja făceam, eu tot eram cu planul ca să-i las cu bărbatul meu ce trebuie exact ce să facă, ce să facă cu copiii, ce să facă cu casa, tot. După care am inspirat, am expirat, am adus aminte tot ce știu. Am zis, ok, Doamne, Tu hotărești, mâinile Tale tot și dacă mai am treabă pe aici, eu îți promit că fac tot ceea ce am de făcut, dar Tu trebuie să mă aduci înapoi, că eu nu știu cum. Și ceea ce a făcut, dar acum urmează și ceea ce am făcut și eu, este să mă țin de promisiune. Și da, doua zi să văd despre ce e vorba, cum am putut să ajut mai mult. În weekend am făcut un seminar gratuit cu fetele, facem și în weekendul viitor un seminar de terapie emoționale. Asta este partea mea, să spun așa, de recunoștință și de serviciu, de dat înapoi. Da. Roxana, avem un singur lucru de făcut. Rețin un singur lucru. Nu-ți mai lua 3 zile libere, că uite, vezi ce se întâmplă, nu e bine. Deci eu zic să muncești într-una. Poți să-ți iei 4, dar nu știu exact cum o să, în ce o să dai. Așa că părerea mea este că fotografiile cu Niagara și cu lucrurile frumoase, pline de energie, o să le dăm când vii în România. Că părerea mea că ai stat cam mult și du-te la treabă. Du-te la treabă, fata noastră, că acum vine nenorocirea peste tine. Nu vine. La mulți ani, la mulți ani tuturor românilor, la mulți ani canadienilor. Să fim sănătoși. E să fim sănătoși. Importantă. Și dacă vrei, de acum este cât de important este să apreciem dacă avem corpul ăsta, că putem să mestecăm, că putem să vorbim, că avem tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu în bună stare. Așa să fie. Mulțumim, Roxana Gaboriliescu din Toronto. A fost acolo la graniță. Va fi cu noi în scurtă vreme.